Nu sunt faze spectaculoase, poate acum această rupere de ritm a lui Takayuki. E penalti, e penalti, ce greșeală de copil, greșeala lui Iacob. Este penalti și cartonaș galben pentru portarul Brașovului. Tocmai spuneam că meciul trenează un ritm scăzut al jocului. Iată, portarul Iacob sparge monotonia cu această intervenție de copil. Vă spuneam, nu are nici 21 de ani. Florin Iacob, o neînțelegere acolo între Iacob. Nu, nici o neînțelegere. A fost pur și simplu momentul lui de uluială. Mi s-a părut că Iacob a fost... Nu s-a înțeles acolo cu un coleg de-al său, însă Leco era la mare distanță de el. Oare ce a fost în mintea lui Iacob atunci când l-a atacat atât de brutal pe Kehin de Fatai? Este penalti pentru Astra și Brașovul este penalizată pentru a doua etapă la rând cu un penalti. În etapa inaugurală Iacob a parat penaltiul lui Mutu. Acum va executa Valeric Găman. Găman față în față cu Iacob, minutul 69. Găman pe mijlocul porții, 2-0 pentru Astra. Execuție sigură a lui Valeric Găman, 2-0 pentru Astra. În continuare portarul Iacob îi reproșează arbitrului Bârsan.